care e singura caracteristică de a deveni lider? Trebuie să fii sociabil, trebuie să fii dispus să crezi cu toți membrii echipei, trebuie să fii dispus să-i asculte, trebuie să aibă anumite input-uri destul de bune, astfel încât să poate să-i sfătuiască atunci când au anumite probleme. Keep trying! Să vedem care e profilul liderului viitor. Și liderul cel din spate, care îl inspiră, îi dă motivație și îl ajută ca să își atingă obiectivul. Acel lider te oferă încredere că îi poate duce ceva până la final. Ambițios, muncitor, comunicativ, un foarte bun HR, perseverent, să aibă capacitatea de a lucra în echipă, obiectiv, cooperant,